pe ăla, că dacă eu răgnesc la voi, eu știu de ce răgnesc. Sau capitanul. Deci asta e rolul nostru în teren. Noi poți trebuie să facem aia, da? Poți să nu înjurați, nu se înjură, nu nimic. N-auzi pe nimeni. Care am jurat și astea l-am dat afară. Clar. Tot așa jură. Ia zi. Bună ziua. Cum te simți înainte de meci? Mă simt foarte ok. Am făcut o încălzire cum se poate mai bine. Am încălzit titularul. Avem încredere în el. Eu mai puțin, mai ușor, las copiii să joace. Îmi pare bine că avem o echipă doar tineret și asta mă mulțumește, mă încălzește la maxim și sunt mândru că-s Mănăstirea. Și avem o echipă, cum putem noi, mai binișoară, mai rea, mai după părerea mea, suntem ok. Poți să-mi spui componența echipei de astăzi? Componența echipei, cum domnii antrenori, domnul Gico Artancu, domnul Măcălău, au făcut așa zisă echipa primii 11. Am încredere în ei. Eu zic că... Nume. Nume la orice jucător. Da, nume și poziția. Da, începem cu domnul Alex Leca, portar numărul 1, Silviu Lupu, central, cu domnul Maxim Eduard, Tânga, Vlad Mocanu, dreapta, Apostol Nicolae, mijlocaș, Mânicuță, Bogdan, domnul Tălpău Florin, cu domnul Sebi Mocanu, atacant. În spatele vârfului este Marius Ionuț, zis Lăcustă, cum îl știm noi, și atacantul de bază, Duță-Răzvan. Un pronostic pentru meciul de astăzi? Un pronostic. Noi zicem că suntem foarte bine așezați și câștigăm. Am încredere în că o să câștigăm. 2-0, 2-1, 3-1, asta e scorul pentru Mănăstirea Cașin. Ia zi, cum te simți înainte de meci? Mă simt foarte bine. Am încredere că pot să fac o performanță frumoasă, să câștig încrederea la maxim și să dau tot ce pot. Un pronostic pentru meciul de astăzi? Pe mine le-am dat cu terenul în cap, da, un 2-0 ar fi cel mai bine. Ok, mulțumesc.